Polițiștii de frontieră din cadrul Biroului de Combatere a Infracționalității Transfrontaliere și Migrației Ilegale aparținând sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu-Severin au deșins pe timpul unei acțiuni desfășurate pe linia combaterii traficului cu țigări netimbrate în trei locații din comuna Prunișor, județul Mehedinți, folosite de traficanții de țigări ca depozite ilegale. Din locațiile respective, polițiștii de frontieră au ridicat în vederea confiscării peste 2600 de pachete cu țigări netimbrate în valoare de peste 31.000 de lei noi. De 1 milion, 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane. Buletinul, 5 milioane, un caiet. Să vând la bucatele mele și să vând la bucatele mele. Că m-ați martor, se vine martor în coastă. Și celălalt băiat. Ce sunt? Toate marble sau ce? Da, marble. În urma acțiunilor informativ-operative, polițiștii de frontieră din cadrul Biroului de Combatere a Infracționalității Transfrontaliere din Turnul Severin au obținut date și informații despre existența pe raza localității Prunișor a unor depozite clandestine de țigări netimbrate. Astfel, la sfârșitul acestei săptămâni, oamenii legii din Severin au descins în baza autorizațiilor de percheziție emise de parchetul de pe lângă judecătoria Turnul Severin în cele trei locații folosite ca depozite de țigări clandestine. La cei trei oameni, G. Petrișor de 29 de ani, R. Gheorghe de 37 de ani și R. Mărinică în vârstă de 35 de ani, care s-a ales chiar de onomastica sa, cu mascați în casă. Toți din Mehedinți, persoane suspectate că se ocupă cu traficul cu produse accizabile. La sfârșitul acestei săptămâni, polițiștii de frontieră severinene au deșins în baza autorizațiilor de percheziție emise de parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta Turnul Severin în trei locații folosite ca depozite de țigări de trei cetățeni din Drobeta Turnul Severin. Persoanele acestea erau suspectate că se ocupă cu traficul cu produse accizabile. În urma perchezițiilor efectuate în cele trei locații, polițiștii de frontieră au descoperit un număr de 2610 pachete cu țigări de proveniență Muntenegru și Serbia. Totodată au fost ridicate și numeroase înscrisuri referitoare la vânzarea ilicită către terțe persoane a unor țigări de contrabandă. În urma perchezițiilor efectuate în cele patru locații, polițiștii de frontieră au descoperit peste 2610 pachete de țigări. Țigările în valoare de peste 31.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara întrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul național a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, oricum marcaje false. Pedeapsa, între 1 și 4 ani de închisoare. Cantitatea de aproximativ 3.000 de pachete cu țigări a fost indisponibilizată și introdusă în camera de corpuri de delicte a Poliției de Frontieră Mehedinți. Vreau să vă spun că în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara întrepozitului fiscal a unei cantități mai mari de țigări decât normele legale, oricum marcaje false sau marcate necorespunzător. Pentru săvârșirea unor asemenea fapte, pedeapsa este cu închisoarea de la 1 la 4 ani.